Bursa de merit este acordată și sub condiția ca elevul beneficiar să fie promovat la toate disciplinele și să fie obținut media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la purtare la finalul anului școlar anterior. Elevii de gimnaziu și liceu cu medii generale pe anul școlar anterior, egale sau mai mari de 9,50, vor primi bursă de merit în anul școlar 2024-2025. Potrivit metodologiei privind acordarea burselor elevilor publicată recent în Monitorul Oficial. Prin excepție, bursele de medii la clasa a 5-a se acordă elevilor cu media primelor două intervale de învățare din anul școlar în curs mai mare sau egală cu 9,50. În cazul lor se calculează ca medie aritmetică având două zecimale, fără rotunjire, notele obținute de elevii la toate disciplinele pe parcursul primelor două intervale de învățare din anul școlar în curs. Listele cu elevi din clasa a 5-a beneficiari ai bursei de merit se stabilesc în luna ianuarie a anului calendaristic următor anului în care se obțin rezultatele școlare menționate mai sus și se plătesc începând cu luna februarie pentru drepturile aferente lunii ianuarie până la sfârșitul cursurilor din anul școlar respectiv. În cazul elevilor de clasa a 9-a, bursa de merit se ia în calcul media de admitere în învățământul liceal sau profesional și dual, care trebuie să fie mai mare sau egală cu 9,5. Totodată, guvernul propune acordarea de stimulente financiare în valoare de 2000 de lei pentru cei 74 de absolvenți de clasa 8-a care au obținut media 10 la evaluarea națională din acest an, respectiv de 5000 de lei pentru cei 80 de absolvenți de liceu care au obținut media 10 la bacalaureat. Proiectul de hotărâre de guvern a fost lansat în consultare publică, relatează RomaniaTV.net.